din 5, minus 2 egal din 5, minus 2 egal din 5, plus 3 egal din 5, plus 6 egal din 5, minus 5 egal din 5. Deci a face 5 radical din 5, ce zici? 5 radical din 5. 5 radical din 5. 1 plus 6, 7, 7 plus 2, 9, 9 minus 14, minus 5. Minus 5. 5 radical din 5, minus 5. Deci va face minus 5, hai să scriem invers, minus 5 plus 5 radical din 5. Egal cu 5 pe lângă, dacă vrem radical din 5 minus 1. Sigur că da, dar văzând forma pe care ne-o cere autorul, când unii trebuie să găsim pe B și pe C, ah, egal da, așa. Hai bine, lăsăm așa. Da. Deci lăsăm așa. Deci, iată, asta este A, da? A e egal așa. Dedesubt, A e egal pe de altă parte cu B plus C, D. Din egalitatea asta, având în vedere, adăugăm și pe C, B și C aparțin lui Z. Important. B și C aparțin lui Z. Iar D aparțin numărul natural. De ce nu l-am lăsat care pe D din Z? Păi radicalul poate să fie negativ. Radical, nu. Radicalul dintr-un număr negativ are rost? Exact, radicalul dintr-un număr negativ are rost? Nu poate. Radicalul poate că dacă acolo se află un număr pozitiv de sub. Și atunci ai venit. Și atunci, Iisus, nu o să putem să zicem și D din Z, e o prostie. O spun minus 2. O spun, sigur că da, și atunci D e egal cu din N, din numele naturale. Și, atunci, și în felul ăsta spunem de aici rezultă că D e egal cu minus 5. C e egal cu 5. C e egal cu 5. Și D e egal cu 5. Și D e egal cu 5. 5. Asta e asta, clar. B, C și D au fost desfăcute. Super. Mergem mai departe. Mai facem un exercițiu. Da. Scoateți factor de sub radical și apoi calculați. Sunteți 37 de la pagina 37. De la 37. Scoateți factor de sub radical și apoi calculați. Radical. Și apoi calculați. Și apoi calculați. Radical din 12. Radical. Plus 2 radical din 27. Minus radical din 75. Deci radical din 12, plus 2 radical din 27, minus radical din 75. 5 dacă vreți. Pe radical din 12 putem să scrie ca fiind radical din 4, 3 și iasă 1, 2 și 2 radical din 3. 2 radical din 3. 2 radical din 3. O plus... pe 27 putem să scrie ca fiind 3 la a doua ori 3. Și iasă un 3, 6 radical din 3, plus 6 radical din 3, minus radical din 75, putem să scrie ca fiind 5 ori... 25 ori 3. Așa, 25 ori 3, 5, minus 5 radical din 3. Minus 5 radical din 3 și egal mai departe. Egal cu... 3, cu... cu 3 radical din 3. 8 minus 5. 8 minus 5. 8 radical din 3 minus 5 radical din 3. 3 radical din 3. Și l-am calculat. Ce vreți să fac mai departe? Păi am să vă mai dau unul, dacă l-am făcut așa de repede. Scoateți faptul de sub radical. Radical din 44x pătrat. Radical din... 44x pătrat și x pătrat de sub radical. Așa. X mai mic de 0. Cu x mai mic de 0, da. Da, asta. Să scoateți faptul de sub radical. Așa. Egal cu ce vorbește? Tot. Egal cu... dacă x mai mic ca 0, dacă x e negativ. Așa. Egal cu 44 scriem ca 4 ori 11. Corect. Deci vine radical din 4 ori 11 ori x la 2. Și este egal cu 2 radical din x la 2 ori 11. 11 ori x la 2. Și egal cu 2 ori, dacă x la 2 ori unul negativ, punem un modul. Ia, părat. 2 ori 2 modul de x. 2 modul de x. Asta e modul. Radical din 11. Așa. Dacă, dacă nu ne preciza că x-ul e negativ, tot în modul ieșit. Da. Dacă spune el că x-ul e pozitiv, dacă spune da, e pozitiv,
atunci nu mai e cazul să exploatăm, că mă duc dintr-un număr pozitiv, un număr pozitiv. Mm-hmm. Însă nu greșim deloc dacă zicem mă duc din X și acum ținem cont că în clipa în care X-ul e pozitiv. Mm-hmm. Tot X-ul. Da. Și acum, mai departe, aș spune egal mai departe. Eu X-ul egal nu știu. Nu. De ce? Dacă nu X-ul e negativ. Păi X-ul e negativ și mă duc din X. Păi cât faci mă duc dintr-un număr negativ? X, numărul respectiv. Nu e adevărat. Ai face minus 2, nu faci 2? Modul din minus 2. Egal 2. Egal. Păi dacă a făcut 2, a schimbat semnul. Păi da. Și atunci, cum X-ul e negativ... E schimbă semnul. Așa face cât? Minus 2X... Asta e altă poveste. Minus 2X, da? Adică, când X-ul e negativ, face minus X. Uh-huh. Și o 2, minus 2X. Uh-huh. Da? Modul din minus 2 egal pe 2. Modul din 2 face 2. Deci când e pozitiv rămâne așa și când e negativ, așa cum spus eu, îi schimbă semnul. Uh-huh. Și atunci din ce era el X, schimbă minus 2 semnul. 2X? Minus X este, da? Uh-huh. Și ori 2 face minus 2X. Ori face stat din 11. Atenție aici, a fost păcărea. Da? Mai întâi, ați mers bine. Radical dintr-o produsă, radical dintr-un produs, radical din fiecare. 11 rămâne liniștit acolo. Pe X pătrat îl scoate, dar îl scoate totdeauna în modul, că nu știm cine este. Ba știm că e și negativ chiar. Ba mai mult autorul spune, dar că spun că e negativ. De aceea modul din X, la explicitare, este așa. Când e pozitiv, rămâne așa. Deci dacă ne spunea că X pozitiv, rămânea 2X radical din 11. Dar X-ul fie negativ este minus 2X radical din 11. Pentru că știm că e negativ, cum zici. Da, ne anunță el de asta. Mai departe. Da. Mai faci un exercițiu așa mai... Da. Efectuați. Ce exercițiu? Aici nu am făcut revirea. X plus 1 supra X pătrat minus 2X plus... Tot aici am nu. Plus. X minus 1 supra X pătrat plus 2X totul împărțit la toată asta. Tot. Da? Împărțit la 4X pătrat plus 8 supra X pătrat minus 4. Supra X pătrat minus 4. Da. Cine vorbește? Ade. Dacă e acum, nu? Da. La primul fost cine? Tu ai fost? Da. Ade, te rog. Lăsăm ce-i în paranteză și inversăm acolo. Prima parte... Bun, da, da. Lăsăm așa și ne uităm. Mai se poate face și aici ceva. E vorba de atunci aceeași numitor acum, problema. Adică, nu-mi place, nu pot să vedea numitor comun. E foarte dificil. De aceea, o să scot un X în factor comun de aici, că pot. Deci urmăresc să transform un produs de factori fiecare dintre numitorii aceștia. Deci, dacă scot un X, va fi X pe lângă? X pe lângă X minus 2. Aici X pe lângă X plus 2. Deci vom avea X plus 1. X plus 1 supra X pe lângă X minus 2 plus X minus 1 supra X pe lângă X plus 2. Da. Tot împărțit la. Da. Inversăm. Da. X pătrat minus 2. Înmulțit, da. Înmulțit cu X pătrat minus 4 supra 4X pătrat. 4X pătrat plus 8. Care e numitorul comun? Ne uităm aici și vorba de găsit pe cineva care după aceea să împărțim și să împarte exact. Închipuți că ar fi 2 ori 3. Deci am avea așa numitorul aici. Asta ar fi 2 ori 3. Și asta ar fi 2 ori 7. Deci 2 ori 3 și 2 ori 7. Numitorul comun care ar fi?
Dar la care e numitorul comun acolo? X minus 2 ori lângă y, a, acolo 2, 2 ori 3 cu 2 ori 7. Atunci, după o să rog. Îți va da pe exemplu. Da, 2 ori 3 și una ar fi 2 ori 7. Care e numitorul comun? Închipuiți-vă de 2 ori 3 ar fi aici. 2 ori 3 ori 7 și 2 ori 7 ori 3. Deci 2 ori 3 ori 7. Da. 2 ori 3 ori 7. Așa, și deci în cazul nostru? X ori pe lângă x minus 2 pe lângă x plus 2. Corect. X ar fi pe lângă x minus 2 pe lângă x plus 2. Că x-ul ăsta rămâne și acolo și acolo. Nu zicem x ori x, x ori. E prea mult. De aceea, ne uităm la factorii descompuse din clipa care am realizat asta. Și produsul x pe lângă x minus 2 pe lângă x plus 2 este cel care mă interesează și ăsta la primitorul. Deci care la primitorul? Se va da numere x pe lângă minus 2 pe lângă x plus 2. Și acum, cu cât amplifică are? Pe prima cu x plus 2. Vezi, că se vede foarte bine, da? Da, și pe cealaltă cu x minus 2. Deci pe prima cu x plus 2. Și pe prima și așa face niște capul. Corect. Deci aici amplifică cu x plus 2. Și aici cu x minus 2. Ce devine mulțumesc? Da? Da. Ce devine? X pătrat, x plus 1 pe lângă x plus 2. Deci vine x plus 1 pe lângă x plus 2 plus x minus 1 pe lângă x minus 2. X minus 1 pe lângă x minus 2. Minus 2. Totul supra. Totul supra. X pe lângă x minus 2 pe lângă x plus 2. Așa, înmulțit cu x pătrat. Și acolo să facem ceva. A la 2 minus de la 2, uite sus. Că x pătrat minus 4 poate fi văzut ca x la 2 minus 2 la 2. Da. Și cum ar fi? X minus 2 totul la 2. Nu? Da. X minus 2 pe x plus 2. Până că așa, x plus 2. E format înapoi. E diferență de pătrate. Ai diferența pătrate și o scrie ca un produs. X minus 2 pe lângă x plus 2. E valabil și într-un sens și în alt. Sigur că da. Și atunci poți să zici x minus 2 pe lângă x plus 2. Totul supra. Totul supra. Pe 4 să dăm un factor comun. 4 pe lângă x pătrat plus 2. Plus 2. Plus 2. Da, plus 2. Vreau să dau minte la următorul lucru. Dacă nu-ți venea minte așa, când înmulțești aici de x minus 2 pe x plus 2, îți dădea x pătrat minus 4. Da. Și atunci tot ce ar da. Deci, ori acolo umbli și desfaci, ori în urma mulțirii x minus 2 pe x plus 2 făcea x pătrat minus 4 și cum aici era x pătrat minus 4, se simplifica perfect. Uh-huh. Acum, fiindcă am reușit să facem asta, să observă că la x plus 2 pe x plus 2, x minus 2 pe x minus 2 simplificăm ca, mă rog, să vedem ca mai micșorată. Și x plus 1. Și acum să mulțumim acum. Deci egal cu? X pătrat. X pătrat. X pătrat minus plus. Păi, nu m-a plus aici. Așa, x pătrat plus 2x. Plus x plus 2. Plus x pătrat. Da. X pătrat minus 2x. X pătrat minus 2x, da. Minus 2x. Minus x. Și plus 2. Da. Tot supra. De acolo x, nu? Tot supra x. Nu vine partea asta, rămas. Rămas 1 supra 4 pe lângă x plus 2. 4 pe lângă x pătrat. X pătrat plus 2. 4. Și egal cu? Facem acolo. Și egal cu 2x pătrat. Perfect. 2x pătrat. Vedeți și interesele, da? Plus 3x. 3 cu 2x minus 2. Să reduc 2x plus x minus 2x minus x. Corect. X cu minus 3. Așa, și să rămână plus 4. Plus 4, corect.
supra. Total supra 4 pe lângă x la 2 minus 2. Plus 2, plus 2. Plus 2 pe lângă. Așa. Egal mai departe. Sigur că da, să vede foarte repede. Spate cu un 2 la numărător. 2 pe lângă x. Cred că mai puțin x care l-ați omis, domnul profesor, nu? La viitor. Da, da, perfect. A fost x-ul de aici. Deci 4x. Adică x-ul 4 pe lângă x pătrat plus 2. Deci 4x pe lângă x pătrat. Așa, 2 pe lângă x pătrat plus 2. Supra... tot așa, 4x pe lângă x pătrat plus 2. Hai, simplificăm. Acum simplificăm 4x pătrat plus 2 plus cu x pătrat plus 2. Așa, și 2 cu 4. Corect. Și o să fie 1 supra 2x. E răspuns corect, 1 supra 2x. Este... Mai facem un exercițiu, domnul profesor, și lăsăm ca o supra lângă. Comparați numerele A și B dată. Comparați. Numărul 1. A și B, da. A egal cu radical din 7 minus radical din 5 la a doua, radical. Nu, radical lung. Radical din 7 minus radical din 5 la a doua. Iar n-a spus bine, domnul profesor. Radical din 7. Radical mare din radical din 7 minus radical din 5 totul la a doua. Așa. Da. 7 minus radical din 5 totul la a doua. Iar întrebați, da. Totul la a doua sub radical. Întrebarea, făcând-o așa, da. E greșit față de ideea de a zice așa. Nu, că e pozitiv. În cazul ăsta. E pozitiv. Radical din 7 minus radical din 5. Și merge și așa. Da. Dar mergem pe ideea autorului, ca să scriem așa cum vreau să scrie. Știți, profesor, cum să înțelege cum e la așa. Și atunci, voi... Radical mare din... Da. Radical mare din... Radical din 7 minus radical din 5 totul. Acolo, așa. Plus. Radical din... Radical din 5 minus radical din 7 totul la 2. Plus. De 2 ori radical din... Radical din 7 plus radical din 5 totul la a doua. Plus radical din 5 totul la a doua. Așa. Plus 4 pe lângă. 3 pe 2 minus. 3 pe 2. Da, 3 minus pe 2. Radical din 7. Așa, da? Da. Ăsta e amic. Și da. B mic e dau cu. Radical din 8 minus 2 radical din 7. Plus. Radical din 8 plus 2 radical din 7 plus 2 radical din 16 minus 6 radical din 7. Minus radical din 16 minus 6 radical din 7. Minus 6 radical din 7. Deci să comparăm pe acum. Adi? Hai, Adi. Radical din 7 minus radical din 5 ai dat cu... Deci rămâne radical 7 minus radical din 5. Radical din 7 minus radical din 5. Plus radical din 7 minus radical din 5. Dar noi, da, modul, da, modul, modul, că modul, e negativ. Da. Și a văzut că e negativ, a schimbat. Și am spus radical din 7 minus radical din 5. Radical din 7 minus radical din 5. Și e explicitat. Da. Deci ieșim în modul așa. Da. Sesizăm că e negativ, e mai mare radical din 7 față radical 5 și schimbă semnul. Da, a fost atât. Explicarea asta și zice radical din 7 minus radical din 5. Plus 2 radical din 7 plus 2 radical din 5. Adică acolo e pozitiv, rămâne așa și deci și mulțește 2 radical din 7 plus 2 radical din 5. Plus 6 minus... 4 plus radical din 7. Simplifică 4 cu 2 și vine 2 ori 3, 6 minus 4 radical din 7. Radical cu radical din 7 plus radical din 7 plus 2 radical din 7, 4 radical din 7.
Deci ăsta și cu ăsta și cu 2 de ăștia și cu minus 4, că era până la capul, îi vede? Da. Okay. Și zero. Face pentru 0, da? 0. Și minus e egal de 5 cu minus e egal de 5, cu plus traiectoria egal de 5, se reduc și așa. Așa. Și mai rămâne 6. 6. Și fac 6. Bine. De la informații, chestia care tocmai ne-a zis să... Nu știu, nu neapărat. Ba da, ba da. Radical suprapus, nu-i le-am luat. Compuși în aia. Radical compuși. Da. Luăm fiecare pe o parte. Așa trebuie să facem, da. Într-adevăr, hai să mă luăm de radical din... Radical din 8 minus 2, radical din 7 a egal cu 8. B egal cu radical, B egal cu 7 ori 4, 28. Așa. De ce aș mai lucra un pic așa? Egal mai departe cu... Poate sunt factorul factorul. Ca să vină mai ușor la lucru. Și zic radical din... Radical din 2 pe lângă. 4 minus radical din 7. Și a egal cu 8. Și vine radical din primul, radical din al doilea. Da. Radical din 2 pe ori radical din 4 minus radical din 7. E mai simplu de lucrat, numele sunt mai mici. Mici. Și cineva, da, mulțim cu radical din 2. Corect, așa, a egal cu 4. Luăm de parte, pe asta. Radical din, luăm pe asta de parte. Radical din 4 minus radical din 7. Egal cu a egal cu 4. Asta e acum. Da, B egal cu 7. Așa. Ce este egal cu... Ce e egal cu radical? Cu radical din 4 la 2 plus 16. Minus 7. Minus 7 egal cu radical din 9. Și 3. 9 egal cu 3. Și acum... Vine radical din... Un radical din A minus C. Mai întâi A plus... Așa, A plus C pe 2, adică 4 plus 3, 7 pe 2. 4 plus 3 pe 2. 7 pe 2. Minus. Minus. Radical, radical din... 4 minus 3. 3 1 pe 2. 4 minus 3 pe 2 sunt separate pentru acestea, ca să fie mai clar. Și cam mai departe vorbește. Egal cu... Radical din 7 pe radical 2. Radical din 7 pe radical din 2. Radical din 2 minus radical din 1 plus radical din 2. Adică 1 pe radical din 2. Da. Și cam mai departe, am aceeași numitoare. Radical din 7 minus 1. Tot pe... Așa, radical din 7 minus 1. Tot pe radical din 2. Și atunci continuăm aici, la primul radical. Nu raționalizăm, dar nu uite să mulțim cu radical din 2. Poate mai și în față. Deci egal cu radical din 2. Mulțim cu cel care l-am găsit acum. Radical din 7 minus 1 pe radical din 2. Și radical din 7 minus 1. Egal cu radical din 7 minus 1. Ce cu plusul are, va da radical din 7 plus 1? Aștept să se întâmple așa. La ce? La asta de aici? Da, la următorul. Sigur că da. Este perfect. Sunt conjugate. Exact. Aștept să dea... radical din 7. Sau să dea minus radical din 7 minus 1. Deci minus radical din 7 minus 1. Da, de radical din 7 plus 1. De radical din 7 plus 1? Da. Așa cred. Nu cred. L-ai lucrat? Da, e tot paranteza aia. Radical din 9 plus 2 radical din 7. Hai să-l facem ca să... Hai să-l facem ca să nu ne certăm. Dar care... Da. Ăsta, următorul! Hai! Avem un radical... Deci ăsta unde a spus? Așa-s primul radical. Deci e ăsta. Așa din 1. Bun. Așa, lucrăm pe al doilea, da? Da. Deci e un fond de... radical din 8. Plus 2 radical din 7, da? Da. Iar facem un 2 factor comun. Deci ne ocupăm de radical din 8 plus 2 radical din 7. Care înseamnă radical din... Egal cu radical din 2 ori... Ori radical din 2. Radical din 4. Plus radical din 7. Și a... Asta pe asta luăm deoparte. Da, și va da după formula asta. Exact așa. Radical din 7. Plus 1. Da. Radical din 7 plus 1. Din cauza că aici avem plus. Plus 1, deja.
Dar așa cum ați zis dumneavoastră, nu? Deci... Nu putea să luăm calculul altă. Nu, m-am grăbit eu. Deci m-am grăbit eu pentru că semnul de aici este dat de semnul dintre cei doi radicali. Deci era pus. Bun. Și asta aici a fost radical din 7 la prima parte și minus 1. Acum, tot așa radical este radical 7 și plus 1 dintre cei doi radicali. Asta e motivul. Bun. Eu l-am observat foarte bine. Deci va face egal mai departe, puncte, puncte, dar cam de 7 plus 1. Am înțeles. Păi acum, iar acolo scotem un... Ne ocupăm și de acela. Da, dar e tot aia. Dacă scoatem pe 2 în... Domnul profesor... 2, pe lângă 8, minus... Radical 7 acela. A, nu mai e de acela. Nu mai este 4. Nu mai e 2 radical 7. Nu, ne ocupăm de acela. Deci ne ocupăm de radical din Miruna. Radical din 16. Radical din 16 minus radical din 252. Tu faci așa, da? Da, da. Păi bine, așa. Ia pe sfârșitul. Că dă... Știu că dă. 16 pe 16 dă 256. Știu ce spui. De ce e pe... Da, așteaptă-mă. Să vezi că mai e simplu ca numere. Că tu ești cu calculatorul acum. Ba nu. N-am făcut calculatorul, am făcut. Bine că am făcut aici. Bine, bun. Bine. Ce arătare. Bine, 6 radical din 7. 6 radical din 7. Ca să observe, mergem în aceeași. Da. Da, nu poți fi care să facem calculatorul. Pe 2 îl dăm. Radical din 2 e un factor. Da, 8. Pe lângă radical din 8. 8. 8. Minus 3 radical din 7 era dus. Minus 3 radical din 7. Da. Acum, 3 radical din 7. 3-ul băgăm sub radical din 9, 7, 9 și aici 3, da? Da. Deci e cam mai mare cu radical din 2. Pe lângă radical din 8 minus radical din 63. Da. Asta este mai doar. Marca asta de altă parte. Și zicem radical din 8 minus radical din 63. A egal cu 8, B egal cu... 63, da. Da. Este egal cu 8. Au, și ăsta este 1. Și atunci vine radical. Ce u este 1. Și vine radical. Și vine radical din A plus C, adică 8 și cu 9. Radical 3. Deci 3 pe radical din 2. Așa. Vine A plus C pe 2. A plus C, da. A plus C pe 2. Deci 3 pe radical din 2 minus... A minus C, 7. A, cât este A, este 8. 8. Ce minus, 1? 1. 7. 7, deci 3 minus radical din 7 pe radical din 2. Da. Pe care va face 3 minus radical din 7, tot pe radical din 2. Da. Și atunci dacă mă duc aici... Radical din 2 și 3 minus radical din 7. Și face 3 minus radical din 7. 3 minus radical din 7. Tocmai am sesizat faptul că la numitorul la radical 2 își face semnificație. Să nu uităm de 2 din față. E 2 ori radical. Sigur că da, așa o face. Și acum suntem sus acolo. B. B egal cu. Acum la avem așa. B egal cu. Prima numerată radical din 7 minus 1. Radical din 7 minus 1. După aceea a doua ori. Plus radical din 7 plus 1. Da. Plus 2 ori. Plus 2 pe lângă. 3 minus radical din 7. Egal mai departe cu 2 radical din 7, 1 cu minus 1 pe loc. 2 radical din 7 și plus 6. Plus 6. Minus 2 radical din 7. Da? A, cu și A egal cu B. Pe sus, A egal cu B. Da. Deci cele două numere au fost aici așezate așa fel încât autorul a dorit să ne chinuie destul de bine, adică de sub radical și în modul când nu ieșim. Deci a urmărit foarte tare lucrul ăsta. Adică aici nu mai este rămân așa. Hai schimbăm semnul, nu am mers foarte repede. Aici n-am avut treabă din cauza că e pozitiv, rămâne așa. Calculul făcut a fost foarte simplu. Din coace a vrut să-l vadă dacă știi formula la radical compuș. Radical e radical. Tocmai discutasem, sigur că da. Și ideea pe care merită să o rețineți,
Atunci când lucrați, dacă aveți șansa să scoateți ceva în factorul 1, faceți. Asta e. Și mai ușor. Tu ai, vă amintiți anul trecut la lucrare? Da, 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 da. A sucat, nu știu, numere foarte mari. Nu am da, da, da. Da, se dedica la timp. Și a fost foarte greu. Mai fost foarte greu. Și a aici, dacă ați exact radical de 2, se scoate factorul comun și la anumitor când aplică formula din A plus C pe 2 și radical de numărător pe radical de numărător, tocmai ai radical de 2 jos. Exact, și nu o raționalizez, dar așa și ca să poți să simplifici. Și foarte bine lucrurile, da. Foarte rapid. Sigur că merge și așa. De 2 o face sub radical, face 4, 7, 28 și aplici formula radicalul comun și te duci. La fel și aici. 36 ori 7 face un număr, nu știu cât acolo 36 ori 7 face. Ăsta e A-ul, ăsta e B-ul de sub radical, dă-i număr cu numere. Super! Da? Da, ne-am adus aminte. Am insistat pe treaba asta pentru că tocmai faci simplificări și merge foarte bine. Ce trebuie să remarcăm? Trebuie să lucrăm din ce în ce mai mult, să dăm una foarte bine. Nu mai speculăm greșeli, se sesizăm modulul, se zice exact. Ce se deja formă la nivel. Da? Da. Dar vedem de faptul că despre radical de ordine, despre radical și totdeauna în modul, a fost panta aceea cu x pătrat, radical de 4 și 4 și x pătrat, a zis 4 ori 11 ori x pătrat, ieșim de sub modul și când x negativ, trebuia minus minus x, modulul x pătrat, din x egal cu minus x. Facem sinteza, domnule. Exact. Să ne ducem. Operații cu numere reale am făcut. Asta a fost tot. Da, am făcut... Deci operații. Cu numere reale. Cu numere reale. Reguli de calcul cu radical. O, sigur, da. Azi ne-am gândit că am făcut și operații cu tânghiul, cu fracții, acolo. Da. Da. Deci, operații cu numere reale. Asta înseamnă că am avut și radicale acolo, deci tot felul de numere raționale și iraționale. Am știut încât operații cu radicale. Cu radical. Deci, radical asemenea. Radical compus. Asemenea. Radical compus. Compus. Reguli de calcul cu radical, profesor, pentru că am ieșit în modul. Sigur că da. Deci reguli de calcul cu radical. Radical din A pătrat, am ieșit în modul din A. Deci radical din A pătrat, egal cu modul din A. Lucru foarte important. Și acum am explicat, am avut grijă de acolo, da? Formul de calcul de sultan. Da. De calcul rezultat. Introducerea și scoaterea factorilor de sub radical. Introducerea și scoaterea factorilor de sub radical. Factorilor de sub radical. Așa. Am intrat radical, am făcut algoritmul, parcă mai ai zis sau... A rămas problema să... Da, am extras și un... N-ai extras tu un... Am extras și un radical, da, radical, da. Algoritmul... Rădăcina pătrată. Rădăcina pătrată. Da. Rădăcina pătrată. Cam asta. A unui număr. Da, din nou, am scris, poate un radical. Da, da. Grații formului calcul rezultat, da. Am primit se parte. Cam asta a fost, sigur, și în exerciții am reușit să punctăm foarte bine toate lucrurile astea. Hai, la revedere, vă mulțumim că ați rămas cu microfonul și vă dorim o seară plăcută în continuare. Nu uitați de la share. Asta e marea problemă, am spus-o de fiecare dată, insistăm pe ea, da? La revedere! La revedere! Așa.